Bun găsit tuturor la un nou episod pe acest canal. Înainte să începem, nu uita să apeși pe butonul abonează-te și pe cel de like pentru a vedea episoadele din serialul tău preferat traduse complet. Vă doresc vizionare plăcută și numai bine! Astăzi vom vorbi despre Maria și Mustafa, episoadele 25-27, rezumat. Maria îl găsește pe Mustafa și îl duce la spital. Gonca o roagă să nu spună familiei că ea l-a ascuns sau că Melek nu este nepoata lor și îi promite că divorțează de Mustafa și pleacă departe de ei. Maria nu vrea să supere familia cu asta în ziua când ei au primit vestea că Mustafa este în viață. Gonca le spune că o femeie l-a găsit și l-a îngrijit, dar nu a știut cine este, iar când a aflat că Mustafa e dispărut, a contactat-o pe ea. Două zile mai târziu, Mustafa este externat și Maria vrea să spună totul familiei. Chiar atunci, Galip a fost eliberat după ce Mujdat s-a predat. Mujdat a spus că o iubește pe Gonca de mulți ani și că el a tăiat frânele Masimi pentru că a vrut să îl ucidă pe Mustafa. Galip merge furios și înarmat să o întrebe pe Gonca dacă a știut că Mujdat era îndrăgostit de ea. Atunci Maria se răzgândește și păstrează secretele lui Gonca ca să o protejeze de familia ei. După aceea Gonca le spune lui Mustafa și familiei că acceptă să divorțeze, nici familia ei nu se mai opune divorțului. Când Melek află că părinții ei se despart și că Mustafa așteaptă alt copil, fuge de acasă. Mustafa o găsește, dar când vede cât este de afectată, se răzgândește în privința divorțului. Umran îl vizitează pe Mujdat și îi spune că Melek este fiica lui. Mujdat iese cumva din arest și merge acasă la familia Candemir, amanta lui Sahin. Cicic este însărcinată. Sahin i-a spus că în familia lui nu este permis divorțul și ea acceptă această situație. Sahin este bucuros că va avea un fiu, moștenitorul pe care cu drept și-l dorește. Nadire merge la un eveniment al fundației de caritate. Este entuziasmată că îl va întâlni pe Nihat acolo, dar el o ignoră întreaga seară. În altă zi, Nadire merge să vorbească cu el, dar el continuă să fie distant. Atunci ea îi mărturisește că și ea îl place și îi spune că dacă nu ar fi bărbatul care l-a ucis pe soțul ei, ar fi avut o șansă. Ruzgar intră în conacul familiei Candemir sub pretext că vrea să o vadă pe Melek și se furișează în camera lui Nisan. Zeino îi prinde împreună și îi spune lui Kudret. Ruzgar recunoaște că o iubește pe Nisan, apoi este scos afară. Femeia bolnavă pe care Galip o vizitează este Eda, fosta iubită a lui Mustafa. A avut un accident în urmă cu câțiva ani, iar Galip a salvat-o, dar a ascuns-o de toată lumea. Toți știu că a murit. După ce s-a însănătoșit, Galip nu a lăsat-o să plece. Ea încă îl iubește pe Mustafa.